În alt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului s-a întâlnit ieri la reședința mitropolitană cu reprezentanții presei scrise și audiovizuale din Cluj-Napoca. Cu acest prilej, ierarhul a transmis tradiționalul mesaj pastoral la sărbătoarea nașterii Domnului din anul 2022. În deschiderea conferinței de presă, înalt preasfințitul Părinte Andrei a prezentat tema scrisorii pastorale din acest an, intitulată Dacă tinerețea ar ști și dacă bătrânețea ar putea. De asemenea, ierarhul a explicat motivul alegerii titlului preluat din capitolul 22, versetul 6 de la Pilde. Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă, chiar când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Tradițiile noastre creștine, învățătura noastră de credință trebuie să se răsfrângă practic în viața de zi cu zi. Am mai putea spune multe legate de maxima, dacă tinerii ar ști și dacă bătrânii ar putea. Încercăm așa după cum citim în Scriptură, este spus a înțeleptului Solomon, din Cartea Pildelor, din capitolul 22, versetul 6, repet, încercăm să punem în practică cuvântul Scripturii, care zice, învață-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă și nici când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Ori, prin toate tradițiile de Crăciun, încercăm să învățăm. Să nu uităm că toate celelalte lucruri frumoase, e bine să le facem, dar neapărat să încercăm să ne spovedim măcar o dată în postul Crăciunului și nici de cum să nu lipsim de la slujba din ziua Crăciunului, de la Sfânta Liturghie. La finalul conferinței, reprezentanții presei i-au adresat ierarhului întrebări privind viața socială și religioasă din eparhie, precum și problemele societății actuale. Textul scrisorii pastorale intitulat anul acesta Dacă tinerețea ar ști și bătrânețea ar putea este înainte de toate un îndemn al înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit de a ne înnoi viața duhovnicească și de a ne împodobi viața cu fapte bune pentru ca să putem răspunde invitației la cină pe care ne face Împăratul cel veșnic. Pastorala la nașterea Domnului 2022 va fi citită în prima zi de Crăciun în toate bisericile și mănăstirile din cuprinsul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.